Fostul ministru Doina Pan a fost audiată astăzi la DICOT în dosarul legat de otrăvirea sa cu mercur. Vorbim despre un dosar deschis în urmă cu mai multe luni ca urmare a unei plângeri depuse chiar de fostul ministru. Ana Maria Bujor, senior editor Antena 3, în direct cu noi în aceste momente. Foarte interesant acest dosar, mai ales după ce șeful DICOT, Ana, confirma faptul că au fost făcute expertizele în acest caz, că este un dosar deschis pentru constituire de grup infracțional organizat și tentativă de omor, numai că in rem, nu există în momentul acesta un suspect. Ai date despre felul în care a avansat dosarul? Au între timp un cer de suspecți? Bună ziua, Ana, bun găsit tuturor. Cert este că Doina Pan nu a fost chemată. Ea a dorit să vină în fața procurorilor de ICOT. Cel mai probabil asta pentru că voia să aducă noi probe în dosarul său. Nu, în acest moment nu avem confirmat vreun suspect. În continuare este dosarul în rem. Este foarte interesant de văzut ce anume le-a spus Doina Pan procurorilor. Se pare că a studiat dosarul la cererea sa. Este interesant de văzut ce le-a spus Doina Pană procurorilor, poate că după această vizită și după această studiere, cumva vine cu date noi astfel încât să se reușească o punere sub acuzare. Cert este că în acest dosar au fost audiați toți angajații de la cabinetul său, asta pentru că se presupune că cumva, la un moment dat, cineva ar fi putut să pună o travă în mâncarea pe care Doina Pan ar fi servit-o la birou. Deocamdată acestea au fost doar suspiciuni. Revin și arăt încă o dată faptul că ea nu a fost audiată astăzi, a venit la cererea sa. Probabil să se intereseze ce se întâmplă cu dosarul, Ana. Exact, cel mai probabil asta s-a întâmplat, mai ales că având în vedere că i-a fost viața pusă în pericol, este normal ca Doina Pană să fie interesată de acest mai dosar. Mai trebuie spus, Ana, că din informațiile pe care le prezentam împreună atunci când s-a aflat despre acest dosar, dar fără voia doamnei Pană, trebuie spus acest lucru, că la multe luni după depunerea plângerii de către fostul ministru am aflat că există acest dosar. Aveam deja informația că IML confirmă nivelul ridicat de mercur în urma expertizei despre care vorbea și procurorul șef DICOT. Da, acesta este pentru care s-a și început această urmărire penală în rând pentru constituirea unui grup infracțional organizat și tentativă de omor, tocmai pentru că există aceste analize care arată fără dubiu faptul că Doina Pană a fost otrăvită. Drept urmare, acest dosar penal este, să spun, mai mult decât întemeiat. Așteptăm să vedem însă și cine vor fi suspecții în acest dosar și care va fi evoluția lui. Mulțumim, Ana Maria Bujor, Liviu Dragnea.